Situația din Marea Neagră rămâne extrem de încordată, chiar dacă oficial Rusia a retras mare parte din uriașul aparat militar, trupe și tehnică desfășurat luna trecută pe mii de kilometri de-a lungul graniței cu Ucraina, dar și în nordul Mării Negre. Pentru Kiev este îngrijorător că o mare parte din forțele navale din Marea Neagră, în Marea Azov, cătuind inclusiv traficul comercial al ucrainenilor. O echipă CNN a primit permisiunea de a urca la bordul unor nave ucrainene pentru a vedea pe viu cum arată jocul de șoarecele și pisica în cea mai puțin adâncă mare de pe glob. Acestea sunt imaginile manevrelor extrem de ample ale armadei lui Putin, cum o numește corespondentul CNN, manevre cu arme deosebit de puternice în ape intens disputate de Rusia și Ucraina. Kremlinul susține că sunt doar antrenamente navale, dar rachetele sunt reale, se lucrează cu muniție de război. Navele ucrainene au fost avertizate să stea departe de apele Mării Azov. So we come out here to the very rough sea of Azov, you can see, as Russian forces pull back their troops from the border of Ukraine. They're redeploying naval forces here into this sea, quote, of Azov, raising concerns in Ukraine and around the world that the military pressure they were applying on Ukraine from the land has now moved to the sea. So we've come to a stop now. You heard the captain there say there's a Russian ship in the horizon. You can just see it over there. It's a Russian Coast Guard ship. We're about 2 nautical miles away, which is just over 2 regular miles. And we can't go any closer because if we do, there could be some interception by the Russians to us. And I think the Ukrainian Coast Guard want to avoid that. Ucrainenii știu foarte bine de ce vor să evite contactul direct cu rușii. În 2018, o navă a pazei de coaste ruse a intrat în plin într-o navă ucraineană și în același an 3 nave ucrainene și echipajele lor au fost luate ostatice în strâmtoarea Kerci, care leagă Azovul de Marea Neagră. În paralel, și forțele terestre ucrainene sunt în alertă maximă, mai ales în portul Mariupol, oricând se pot trezi, spun ucrainenii, cu un atac din partea rușilor. Last 2 weeks, yeah. It became more dangerous. More dangerous. Yeah. Because Russian Federation sent to the Black Sea several landing ships from Baltic Sea and North Sea. Saying that that's for exercises, though. Yeah. Officially, it's exercises. Yeah. But these ships are still here. Yeah. In this area, and in our vision, that it can be dangerous for this area. Not good at all. When Ukraine feels so threatened on this turbulent sea of troubles. Matthew Chance, CNN, on the Sea of Azov.